Cepcile roșii au început cu dreptul în sezon în care atacă Europa. U Cluj a învins în deplasare pe nou promovata Mioveni. Întărit serios pentru revenirea pe plină scenă, argeșenii au avut o primă ocazie prin Tănasă. A fost nevoie de o jumătate de oră de joc pentru un prim șut pe spațiul porții, care i-a dat ceva emoții lui Haysan. Dacă Păcurar n-a reușit deschiderea scorului, a făcut-o Machado 10 minute mai târziu cu ajutorul barei. U nu a forțat desprinderea în partea secundă și putea plăti prețul pentru jocul neconvingător, dacă lovitura de cap a lui Miulescu ar fi fost puțin mai precisă. Brazilianul Aiza, singurul stranier din lotul lui Ionuț Popa, putea egala la doar câteva minute de la intrarea sa pe teren, dar a șutat alături. Finalul a adus și cele mai mari ocazii, câte una de fiecare parte. Mai întâi Pele a irosit șansa golului de 2-0 după ezitarea lui Haysan, iar la poarta cealaltă, Suca l-a respins în corner, lovitura de cap a fostului dinamovist Mărgăritescu. U Cluj se impune astfel cu 1-0 la Mioveni.